O delegație ucrainiană a semnat azi protocolul de colaborare care va facilita schimbul cultural dintre școala din localitatea Biserica Albă din Ucraina și școala cu clase 1-8 Bălcescu Petefi. Inițiativa a aparținut consilierului județean Felician Pop și este susținută de conducerea Consiliului Județean. Credeți-mă că este un lucru important ca să avem grijă de sistemul de educație. Totodată să găsim varianta de cooperare între instituțiile de învățământ din Zacarpatia și din județul Satu Mare. Ceea ce ați făcut până acum, dumneavoastră, înaintașii dumneavoastră, și ați demonstrat că dragostea pentru limbă, pentru cultură și pentru tradiție poate să depășească foarte multe bariere. Vă felicit! Poate mulți români de aici, care am avut confortul să vorbim limba română, să învățăm în limba română, să gândim românește, poate nu am reușit să apreciem ce înseamnă această libertate. Vreau să vă spun că mi se umple sufletul de mândrie când vedem că cei mai destoinici oameni din zonă sunt românii. Dacă mergeți în Apșa de Mijloc, în sat lângă Biserica Albă, veți vedea că oamenii nu au ca în certeze case pastoase, ci adevărate castele. Și problema cea mai importantă pentru comunitatea românească din dreapta Tisei nu este aceea de a ajuta noi cu nu știu ce. Mai important decât orice este să simtă că țara mamă, cea de care ei n-au aparținut niciodată, este alături de ei în demersurile lor. Și atunci când am fost la domnul Clementiev cu doamna Lănuța, am spus să găsim o școală parteneră în Satu Mare pentru această școală și imediat mi-a venit în minte școala Bălcescu Petrufi, cunoscându-l pe domnul director, pe Ilu Ționel, ca fiind un om destoinic și colectivul pe care l-are aici. Și am spus cu siguranță că un astfel de parteneriat pe care vom încheia aici nu va fi doar o vorbă în vânt sau o hârtie semnată. În Maramureșul istoric trăiesc 40.000 de români care și-au păstrat de-a lungul anilor tradiția și obiceiurile. Cu toate acestea, autoritățile ucrainiene își doresc ca prin astfel de proiecte comunitatea de români din Ucraina să simtă că românii din România nu i-au uitat și că pot realiza proiecte frumoase împreună. Școala din Biserica Albă este o școală cu predare în limba română. Adică toate obiectele care se predau în afară de franceza, ucraineană, și e un merit care l-am păstrat de ani de zile. Au fost diferite ocazii să schimbe, să fie predarea în limba ucraineană, dar totuși meritul îl avem și școala a rămas cu tradiția respectivă. Important, cel mai important lucru, că încercăm în cadrul școlii să, în afară de cel mai important ca învățământ, cultura și tradițiile naționale românești, maramureșene, fiindcă noi suntem totuși, în primul rând, din dreapta Tisei, vis-a-vis de Sighitul Marmației. Și tradiția maramureșană e cel mai apropiat de sufletul oamenilor din Biserica Albă și din, a românilor din dreapta Tisei. Și știm că școala asta e începutul la tot. Credința și școala. Fiindcă de acolo revin și profesorii, și academicienii, și muncitorii, și toți. Școala e din principiu, e baza la orice structură, la orice societate care e în creștere. Veți fi bineveniți la noi, vă veți bucura, veți vedea că avem ce să vă arătăm, cum să vă primim și cu siguranță această colaborare va fi una dintre cele mai bune, cum au fost toate care s-au desfășurat în Satu Mare. Școala cu clasele 1-8, Bălcescu Petefi, este a doua unitate școlară care leagă parteneriate cu școlile din Ucraina după ce Colegiul Național Doamna Stanca a făcut primul pas spre Ucraina la începutul lunii noiembrie, când delegația din orașul ucrainean Velantino a vizitat județul Satu Mare. Aceste parteneriate româno-ucrainiene fac parte dintr-un proiect mai ambițios al Centrului de Cultură și Promovare a Tradițiilor Satu Mare și sunt susținute de Consiliul Județean Satu Mare.